Toată meșterul bunătăților și pădătorului de viață, vină și să se rășuiește într noi și ne curățește de toată încălțiunea și mântuiește bună sfetele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și a principurilor și de cele ce amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, pe care să trăiți din Dumnezeu. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, iubiește și ne mântuiește pe noi. Amin. În seara duhovnicească acestui post, cred că pe 23 nu o să ne mai întâlnim și majoritatea studenților pleacă acasă, deși 22. Deși ar mai fi încă cursul, dar nu cred că mai este din joia aceea înainte de Crăciun. Și atunci e ultima seară duhovnicească și ne bucurăm că Părintele Nicodim Petre a zis da. Mai ales că în ultimul timp s-au făcut mai ușoare căile între Iași și Cluj, pentru că mulți ani la rând era mai ușor să ajungi la Paris, la München, la Viena, decât la Iași sau la București. Trebuia să mergi cu trenul 7-8 ore până la București, 12 aproape. Și acum sunt avioane care vin chiar Iași, Cluj. Și Părintele a venit. Și da, și ieftine, și atunci cred că o să ia trenul. Să meargă studenții acasă sau dintr-un loc într-altul cu avion. Sper, în timp așa ce vie să fie. Deci sunt toți 160 de lei. Mai ieftin decât un avion. Așa că merită. Și pentru că avem, s-a întâmplat să fie facilitatea asta, am putut să îndrăznim, să-l limităm, să-l chemăm Maicul Sâmbiul, Părintele Nicodim, care a mai fost la noi și care ne-a bucurat și când a fost întâlnirea tineretului european, creștin european, aici la Cluj. Și atunci a și slujit în biserica studențească de Sfânt Dumnezeu și m-am bucurat de dânsul și mai ales am înțeles un lucru. Chiar iubeau tinerii cu care veni, chiar îi iubea și el. Ceea ce e foarte rar, foarte rar. De aceea cred că centru de tineret creștin, ortodox de la Iași, este foarte puternic și pentru aceasta. Care asemenea duhovnici care țin la tine, care se implică în viața lor, care sunt vii în lucrările lor și care sunt și ei iubiți de tine și căutați. Și pentru că îi cunoaște așa de bine pe tine, sau se străduiește să-i cunoască bine și se străduiește de ani de zile, cred că această temă pe care noi am ales-o și Dumnezeu a acceptat-o, a fi sau nu fi căsătorit, este foarte folositoare și pe că de aceea și ne este mai mare, pentru că e interesant titlu. Și trebuie să auzim ce ne spune Părintele. Mai ales că e o întrebare care circulă în mintea tuturor tinerilor în perioada studenției. Să-l ascultăm cu el. Sau colegi de noi care lucrează la Dumnezeu Părintele, m-au întrebat zâmbind. Tu ești călugăr și vorbești despre căsătorie? Să ai versat lucrurile. N-ar trebui să vorbesc despre monahism? Și am început să mă apăr, m-am spus, cel mai frumos despre căsătorie a vorbit Sfântul Ioan Vrădeor, care era călugăr. Care a fost un călugăr. Și apoi, cei care fac teologie, văd că la Sinodul I Ecumenic, atunci când instituția căsătoriei a fost atăcată, se considera că a fi căsătorit este o slăbiciune. Cel care a apărat căsătoria în fața Sinodului a fost un pusnic, Pafnute din Tebaida, de sus. Slab, înalt, când au auzit că s-au atins de căsătorie, a sărit. Și argumentele cel mai puternice au fost ale lui. A rămas până azi ca apărător al căsătoriei în călugări. De altfel, se zice că ne cunoscăm foarte îndeaproape căsătoria. Cel mai frumos despre căsătorie și de alt vorbesc monahii și cel mai frumos despre monahism vorbesc oamenii căsătoriți. Am găsit la undeva scris că este pentru unii noțiunea de schimbul de vocații. Cel care e căsătorit zice, vai, ce bine era dacă mă călugăream greu familia asta mea. Și cel care se călugărește, vai, oare nu era mai bine dacă mă însuram și eram și eu ca lumea, ca toată lumea. Chiar așa, Părinte, Grigorie de Nisa, căsătorit, e cea mai frumoasă lucrare despre feciorie. Grigorie de Nisa, pe asta, i-a venit soția, cred, și s-a călugărit. Dar a trecut prin viața
din viața de familie și poate a făcut mai bine diferența între, poate să spun, a fi căsătorit înseamnă a fi în chipul îngeresc. Dar, ori în căsătorie, și în căsătorie, și în viața de mănăstire, monahală, ideea este aceeași. Le spuneam și celor de la Iași, celor din Iași. Nu este o Biblie pentru căsătoriți, o Biblie pentru monahi. Porunci pentru căsătoriți, porunci pentru monahi, un Dumnezeu pentru cei căsătoriți sau un Dumnezeu pentru monahi. Nu se scrie așa ceva. Sunt aceleași porunci pentru toată lumea și oamenii își aleg drumul prin care pot împlini poruncile. Iar cea mai mare poruncă este aceea de a iubi. Și în căsătorie și în viața monahală învățăm iubirea, pentru că se spune că vom fi judecați după Evanghelia iubirii. Și nu contează unde învățăm iubirea, unde e școala iubirii noastre, în mănăstire sau în familie, important este să învățăm iubirea, să învățăm să iubim curat pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Eu la mănăstire am frați de călugărie, noi am fost 5 frați. Când se fac călugării, la primul am zis câte 7, câte 5, câte 3 călugării. Unul dintre ei a murit. A fost călugărit în 91, în 2000, în decembrie, și el în martie a căzut un copac peste el, Luca îl chema, a murit. Și ceilalți frați au datoria de a se ruga pentru el. Pentru că unul din familia celor 5 a dispărut. Așa se întâmplă și în familiile clasice, familiile cunoscute de noi, cu soț, soție, copii, dacă cineva pățește ceva sau, Doamne ferește, moare, ceilalți, nu se aud așa? Se aud? Trebuie să fiu mai aproape? Și găsim în Evanghelie, Mântuitorul spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și unde sunt doi sau trei? Și în mănăstire sunt doi sau trei adunați în numele Lui Dumnezeu și în familie. Sunt doi, soțul și soția, și copiii îl reprezintă pe al treilea. Dacă ei sunt în armonie, acolo împreună, în aceeași școală a familiei, ei se ajută unul pe altul să îndepărteze omul cel vechi din ei. Omul egoist. Egoismul nostru. A venit acest mitropolit la Iași, în Marcul Sfântului Pavlos, de Sisanimu și Siatista, și a povestit, l-am adus la tine, când prindem pe câte cineva, haideți, nu veniți puțin să vă arăt niște tine de treabă, simpatici, care vă iubesc în alb. O să vedeți. Hai că vin. Și a venit într-o seară. Și printre altele a povestit o întâmplare care se potrivește și aici, și oriunde, și în familie. Și că eram prin clasa, aveam 14, 15, 16 ani, eram 12, 15 prieteni, acolo la noi în sat, jucam fotbal. Când, nu jucam mai fotbal, când deodată ne trezim cu un preot care trecea pe acolo și vine până mâine, ce faceți? Sunteți prieteni? Da, unul cu mingea, toți sunt trenii, suntem prieteni. Auziți la mine aici, împotriva prieteniei voastre stă egoismul vostru. Egoismul e primejdea prieteniei voastre. Și a plecat. Nu l-am mai văzut niciodată în viața noastră. Dar am încercat noi să dăm cu mingea pe acolo, dar pe 2-3, unul întreba ce înseamnă egoism, că nu știa. Ce e cu egoismul ăsta? Altul despre cum adică stă împotriva prieteniei noastre egoismul. Și s-a ajutat pe bordură și a început să vorbească despre egoism și unul spune, hai să facem o făgăduință. Să nu lăsăm niciodată să intre acest egoism între noi, sau noi, ca să ne strice prietenia. Și a făcut atunci un fel de dialog acolo și a spus, dacă doi se ceartă dintre noi, îi așezăm la masă și nu se ridică până când nu sunt prieteni. Să rămânem prieteni pentru totdeauna. Și povestea cum a crescut prietenia dintre ei, unul este aviator, a fost aviator, el mitropolit, unul este ierar. Inginer, profesor, universitar, medici, de toți, pentru că la prietenia asta, de cât erau ei atunci, s-au mai adăugat. În același principiu, asta de la 70 de ani, s-a întâmplat acum aproape 60 de ani, și un prieten de-a lor, Dumitru, a murit. Și era preot atunci. Și nevasta a rămas cu 3 copii. Unul, copilul l-a cunoscut pe tatăl, doi aveau acum 14-16 ani. Și ea, mama tot le vorbea despre
cum era tata lor, ce prieteni aveau, mai să vă văd cum erau ei prieteni, mai nu mai fiți așa mult de egoiști și de... Și într-o zi, unul dintre ei, fata sau băiatul, spunea, mai lăsați-mă, mai lasă-mă la în pace cu tata și cu prietenii lui. Și ea se duce și aduce o cutie de scrisori, cu scrisorile dintre ei. Ia lua să o citiți aici. Și când se duce să citească acolo, majoritatea scrisorilor începeau, iubite frate într-un Hristos Dimitrios, iubite frate într-un Hristos nu știu mai care. Adică ăștia, el spunea Dimitrios, din toți care trimiteau, cu iubite frate într-un Hristos. Zice, dar asta e cam ca la biserică, îi spune numai asta. Și tot nu, ia să vă duc eu la părintele Pavlos ca să vorbim cu el, să vă zic el cum era prietenul lor. Și că au venit cu copiii, doamna la mine și am stat cu și am povestit ce înseamnă prietenia și ce înseamnă în care e pericolul egoismului. Aceeași problemă este și în familie, egoismul. Că eu mai spovedesc tine și ea stă cu copilul și ce este extraordinar, la plânge, el niciodată nu se trezește. Și că n-am auzit. Și eu sunt moartă, nu mai pot. În fiecare noapte stau cu copilul cu vreo lună de zile, că nu știu ce are folie. Și când îl trezesc, nu prea vrea, se duce în altă cameră. Eu aici nu se arată foarte tare jertfa care vine din mine. Bun. Asta vreau să vă spun. Apoi, dacă m-ar întreba cineva, a fi sau nu fi căsătorit, vă spun la toți, căsătoriți. Și mi-am confirmat, eu la toți fi căsătorit. Și mi-a confirmat cineva, a zis că eu la fel nu. Tot așa, care vine să mă întreabă, părinte, să mă căsătoresc sau să merg la mănăstire? Să te căsătorești. Păi de ce le ziceți așa? Zici că nu ai observat. Dar dacă care are de mers la mănăstire, nici nu mai întreabă, se duce. Care întreabă să mă căsătoresc sau să mă călugăresc, nu ai de căsătorie. Călugăria e o nebunie care iese din schemele normale, omul se duce. Adevăr, când mă gândesc la mine, cum am întrebat, aveam un părinte de om care tot îmi spunea, uite, dacă vrei să te căsătorești așa, așa, așa. Când am vorbit despre căsătorie, eu mă uitam așa pe Gărez, da, e foarte interesant, foarte logic. Și zice, eu mă gândeam, mă simțeam bine, la stran, mergeam la Prudna sau la Seestria, stăm acolo pe la stran și când cântau, eu mă simțeam acolo bine, mă odineam. Și din toate concluziile și tot ce am citit, am zis, măi, cred că aici ar merge. Tare mi-ar place să fiu și căsătorit, măcar, eu știu, aș avea 100 de vieți, o viață să fiu căsătorit și 99. Dar da, din cele două bucurii, am preferat una, că nu le poți face pe amândouă. Da, și alte întrebări. Cum? Ce întrebări mai pun tinere? Părinte, de unde știu eu că e soția mea? Sau soțul meu ăsta este? Sau o fată, o vecină? Mi-a zis, eu până am văzut pe clăbăul Ugu, e stare, era bărbat să-mi ia. Eu am știut că ăsta e meu. Am avut așa. Și au acum copii, mai mulți copii și... Dar alții nu sunt foarte siguri. Am văzut cum sunt siguri, se căsătorești, după aia se asigură după ce s-au căsătorit. Și cineva zicea, măi, singurul joc de noroc permis de biserică e căsătoria. Nu poți să știi 100% că el este sau ea este. Există, pe credință, este un procent de nesiguranță. Dar nesiguranța aceea se elimină. Dacă mergi cu el sau cu ea la duhovnic, se spovede, se face un canal, până când se așează o siguranță, o pace, în inimă și spui, eu cred că nu mă pot căsători cu altcineva. Așa și la o mănăstire. Când merge cineva la mănăstire să mă duc, acum să mai stau. Dar de ce mergi la mănăstire? Păi, dar de ce ar trebui să mergi la mănăstire, mă întreabă. Mergi la mănăstire pentru că nu poți să faci altceva. E singurul lucru pentru care tu mai merită să trăiești. Asta, să mergi la mănăstire pentru că ai realizat niște lucruri, știi că viața trece foarte repede, ești la mănăstire. La fel și la căsătorie, eu nu pot face altceva. O iubesc atât de mult, dar nu pot face altceva. Eu fără ea nu mai sunt, cum spune Părintele Stăniloae, în dogmatică. Cei doi devin una și devin o unitate. Devin unitate numai când sunt împreună. Ei sunt persoane separate, întregi, dar nu sunt unitate și parcă nu sunt de plin întregi decât când sunt împreună, bărbatul și femeia. Sunt complementari, se pun în valoare unul pe altul, se regăsesc unul pe altul, îl găsesc pe Dumnezeu unul în celălalt. Tot Părintele Stăniloae spune, un monahism, dialogul și relația cu Dumnezeu este directă în căsătorie și în preoție, și în taina preoției, mă întâlnesc cu Dumnezeu prin celălalt. Îl întâlnesc pe Dumnezeu în soție, în soțul meu, și preotul paroc se întâlnește cu Dumnezeu prin enoriașe, prin
trupul lui Hristos din comunitatea sa, din credincioși și din parohia sa. Și vede reflexia Dumnezeirii în bucuria celuilalt sau în suferința celuilalt, în pacea celuilalt. Îl vede pe Dumnezeu, simte pe Dumnezeu. Ați zis că spune întrebări, nu? Da. Puteți începe să scrieți întrebări. Să nu vreau să scrieți. Spuneți-le, nu suntem noi într-o familie. Avem ceva de așa. Cum te cheamă? Septimiu. Povestea un părinte în vârstă de la mine de la mitropolie, am murit acum, dar a trăit la mitropolie în vremea prefericitului Teoctist, pe când el era mitropolit. Spunea că a asistat la o scenă. O doamnă a venit cu băiatul ei să primească binecuvântare pentru facultate sau pentru seminar. Cred că pentru facultate, că avea pe 18 ani. Și doamna a recomandat, uitați pe băiatul meu, e cu minte, n-a fost niciodată la o discotecă, n-a vorbit niciodată cu o fată, vă rog să facem o recomandare. Nu, asta nu e bun de preot. Zici prea fericită. Nu e bun de preot, dacă e așa de el. Ce spune? Trebuie să fie prezent în parohie, trebuie să fie forțos, în demne, să știe să... Acum n-a îndemnat prea fericită la păcat. Dar o experiență de viață. Eu am întâlnit oameni și elevi de mine, care nici nu mă gândeam că nu au trecut prin multe păcate. De o efervescență și de un curaj, un tupeu chiar. Când au venit la spovedit, cu minți, cu minți, cu minți. Adică fără păcate mari. Dar cred că, cum ai spus, cei foarte cuminți, nu? Sunt fricoși. Eu cred că este, poate să fie în cumințenie ascuns și o doză de lașitate. Pacea, sunt unii care au liniștea lor. Dar nu totdeauna liniștea asta e liniștea cea bună. Nu e liniștea după Dumnezeu, ci este o liniște care vine dintr-un confort, din neimplicare. Din conservarea personalității, cum zicem în psihologie. Eu nu mă bag, nu mă deranja. Liniștit, nu te băga, nu te deranjez. Și am văzut, am avut prieteni din aceștia care m-au uimit și m-au intrigat. Bă, n-ar trebui și eu să fiu așa, mai cuminte, dar oamenii ăștia care nu au avut niciun dușman au fost foarte corecți. Când au avut nevoie de prieteni, nu s-au băgat nimeni pentru ei. Deci foarte cuminți, foarte politicoși, politic corect, spune mine. Dar nimeni, oamenii ăștia nu s-au angajat, nici ei, că nici eu nu s-a angajat în viețile celorlalți. Și probabil că această cumințenie despre care zici, ascunde o frică, o lașitate, o comoditate, o amânare, o neputință, o incapacitate. Dacă te referi la cei copii care sunt foarte cuminți, care au devenit foarte cuminți datorită presiunilor părinților. Nu fă asta, nu fă aia, nu fă nici altă. Noi vorbim despre complexul de seminar sau de liceu militar. În perioada când omul trebuie să... Adică se formează, are nevoie să creeze, să fie liber. La seminar le zice, nu fă aia, nu fă aia altă, fii la ora pe tare, nu te mișcă de aici, taci din gură, fii cu minte. La liceu militar la fel. Termină liceul, ajunge preot, și el știe că nu știe ce are voie, știe ce nu are voie să facă. Și nu are capacitatea de a crea, de a se avea curajul de a se băga, pentru că nimeni nu l-a pus niciodată să facă ceva. Nu l-a pus responsabil peste un mic proiect, nu i-a dat voie să greșească. Avem nevoie să greșim. Și atunci poate să fie plințenia ce vine dintr-o viață de interdicție, a unei familii foarte corecte, dar care mi-a dat voie să se miște, să creeze, să facă prieteni bine. Din frica de a nu păcătui. Preafericitul Părinte Patriar spunea, măi, o să vă căsătoriți. Luați-vă fete frumoase, măi, dacă te înșeală, să te înșeală cineva care și deștepte, măi. Care dacă e deșteaptă, nu, chiar știe, se gândește mult în ideea să căsătoriți. Păi așa se angajează. Și să nu fiți geloși. Să nu vă urmăriți cu periscopul, cu telescopul, cu luneta, să vezi. Păi, roagă-te, care vezi Dumnezeu? Nu te uita tu după să vezi de unde vine, ce a făcut, ce se întâmplă. Să ai încredere. Oferă încredere. Pune în valoare. O pui în valoare pe soție, se apropie și mai mult de tine. Dacă tot timpul nu o scoți nicăieri, o ții ascunsă, acolo, o cer, să nu te așa, nici așa. Lasă-o liber, pune în valoare.
că societatea de astăzi nu prea le pune valoare. Nu s-a merit de acum, cum plimbă ăștia caie de mea, cu manele, știi, să mergem cu mergem ăștia cu câinii de rasă pe stradă, știi, și... În sensul de a o rău, de a și la fel și viceversa, nu-i păcat, dacă sunt. Bine, păi, mulțumesc, Septimiu. Dar nu-i vorba despre tine, nu? Dar știi pe cineva. Întrebare cu citat. Zice că este ca o glumă, dar e interesantă. Orice femeie, oricât de minunată, trebuie să aibă un soț. Că sunt multe lucruri ce merg de o zi de zi și cineva trebuie să fie de vină. Un tânăr este pregătit să devină soț atunci când știe să-și ceară schimbe sau iertare, fără să aștepte să afle ce a greșit. Dacă se gândește să discute, dacă a greșit, sigur mai are de așteptare. Și zice, cred că vă dați seama că sunt glume. Ce părere aveți? Nu sunt glumit deloc. Am glumit, dar am spus adevărul, știi? Lumea se spune adevărul. A venit cineva de frumă, a spus un băiat și mi-a spus cum se contrazice cu soția lui. Dar tu nu te contrazici cu soția, nu. Ce trebuie să o învăluie în iubirea ta. Ea este ca un copil. Iartă-o, lasă-o, încurajează-o, iar ce iertare. Nu suntem, facem parte în parte. Băi, ți-am tras un an, strac două, hai, nu zic așa. Pe de altă parte, ispitele și greutățile care vin în familie, nici de cum nu vin pentru a distruge familia. Într-o familie în care oamenii se iubesc, ele vin pentru amândoi și consolidează familia. Nu spune, a fost o ispită și nu știu ce s-a întâmplat. Noi împreună, în iubirea noastră, găsim soluții la orice problemă care vine legată de copii, de casă, și orice încercare trebuie, o vedem ca pe o șansă. În limba franceză, dacă vă uitați la cuvântul pardon, etimologia cuvântului pardon, am citit și eu acum câțiva ani și m-am uitat acolo într-un dicționar etimologic. Și mi-a plăcut. Pardon. Când am greșit cineva, este un pardon. Se spune acolo că încărcătura cuvântului vrea să arate că eu, după ce m-am împăcat cu tine, pardon s-a traduce dincolo de dar. Devin mai prieten decât înainte de a ne certa. Deci că s-a întâmplat o ispită și un cerere tare, asta nu vulnerabilizează căsătoria. Devin din dar eu sunt sincer și mai prieten. Pentru că eu, când mi-am cerut iertare, la mănăstire câteodată, vede un frate că ești supărat pe el. Am vede el că ceva nu merge, a făcut ceva probabil, dar nu știe ce, și zic, păi, la o să-și iertat. Zic, dar pentru ce? L-am întrebat pe omul, dar pentru ce? Să vă dai conștient, dacă înțelege cu ce a greșit. Că așa l-am și pișetat, să ne fățărnicem și el continuă în ritmul lui, dar n-a înțeles nimic. Așa și în familie. Când ne iertăm, înțelegem că am greșit, iartă-mă, am greșit. M-am fost ăla că nervos atunci, știi că eram și obosit și așa, și am venit și tu. Uite, asta a fost ispita, iartă-mă, na, ce vrei să faci, hai. Și atunci, ea când vede smerenia ta, mai mult te iubește și tu la fel, ca fată, femeie, soție, cer iertare. Dostoievski are într-o carte, am sărit în ordine, nu știu în care, poate în Umiliți și Obediți, cred, acolo e vorba de o relație, o căsătorie care era o leacă imposibilă, unul mai bogat și o fată foarte săracă. Și acolo, prin gura unui personaj, spune femeia este în stare să facă 1000 de giumbulșucuri, dar nu să-și ceară direct iertare. Și m-am zis, bă, să știi că e adevărat. Adică ea te ia, te vrășește, dar nu spune, iartă-mă că am greșit. Și am stat atunci așa, m-am zis, mă, dacă e adevărat. Și parcă ar fi o lucruță adevărată, nu? Voi știți fetele mai bine, nu? Adică încearcă să fie iertate fără să spună clar, aici am greșit, iartă-mă. Ce să fac? Uite, am greșit, da. Iartă-mă, asta, atât am putut. Mai rar. A? Așa-i? Poate nu-i așa. Contraziceți-mă. Septimiu, mai ai ceva întrebări cu citate? Da. Am, Septimiu, ai monopolizat discuția, gata. Nu mai zic una și gata. Da. Da? Da, nu, dar ceva direct. Dacă toți suntem în familie, suntem prieteni, aveți o hai zi. Încrederea în tine este un păcat? Cum? Încrederea în tine este un păcat?
încrederea în mine se vorbește de stimă de sine. În psihologie foarte mult și normal. Și literatura mai modernă. Vine prin încrederea în Dumnezeu. Și nu este păcat. Dacă tu crezi în Dumnezeu și știi că tu ești tipul lui Dumnezeu, eu cred că este păcat să te umilești peste măsură atunci cum este cazul. Demnitatea ta umană, să o copoșezi, să o strângi, că ar fi smerenie. Dacă citiți viața cuviosului Paisie Velicicovski, care a fost o figură plăbândă, șubre din punct de vedere al sănătății, nu foarte înalt, bolnăvicios, de mic, în Sfântul Munte, este acuzat de un eromonah, el fiind doar monah atunci, cred, la 34 de ani, nu știu dacă era încă, dar avea deja s-a lungat câțiva călugări în jurul lui. Că el nu a înlocuit slujbele cu Doamne Iisuse. Și eromonahul acela, Atanasie, îl acuză că ce e asta? E un șelare. Stați și nu mai faceți pravila cu trenii, pe cerii, toate cele șapte mari. Avea foarte multe lucruri și nu puteau să-și facă rugăciunile. Și atunci au înlocuit cu Doamne Iisuse și mai citau la psaltire. Și cumva a blamat rugăciunea inimii. Și am citit scrisoarea Sfântului Vios Paisie Velicicovski. Trei pagini îl laudă. Am auzit despre Sfinția voastră, sunteți un duhovnic în vârstă și venerabil și tare. Și într-adevăr mi-am avut foarte mult. Dar la a treia pagină sare la trece la atac. Dar, cât era el de plăcut despre rugăciunea inimii, ceea ce a spus este o minciună. Și uitați ce spun părinții. Și aduce argumente. Pa, 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 pa. Și la final zice, dacă nu veniți să vă ceriți iertare, merg la chinodită și facem un fel de proces împreună cu părinții mari Sfântului Munte pentru ceea ce ați spus. El, timidul, firavul, s-a smerit pe sine, dar nu demnitatea umană, nu valori de credințe, nu le smerim pe el. Să mergeți, nu smerim pe alții, ne smerim pe noi, dar chipul lui Dumnezeu din noi nu poate fi smerit. Noi vrem, nu vrem, suntem foarte importanți. Nu credem asta, dar suntem... Noi, Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi. Avem o valoare care nu trece niciodată. Și nu putem să ne batem joc. La Sfântul Maslow auzim despre... pe acolo, la rugăciune, despre valoarea trupului. Și vedem și la Corinteni, și la... cred și la Filipeni, că trupul este trup al slavei. Este... trupul al slavei și la Corinteni, templul al Duhului Sfânt. Trupul nostru. Nu putem să ne batem joc de trup. Și cu atât mai puțin de sufletul nostru, de viața noastră. Este un dar pe care trebuie să prețuim și să-l oferim înapoi. Dumnezeu ne-a dorit ceva și noi îi mulțumim și dorim înapoi ceva. Deci, cum ai spus că te cheamă? Ai uitat întrebarea mea? Avem încredere în noi prin credința în Dumnezeu. Dar nu ne... avem încredere prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră. Și prin vocația pe care avem, noi suntem chemați la Sfințenie. Dar a fi încrezut, nu-i bine. A fi infatuat, a fi... nu-i bine. Deci, înțelege. Diferența. Hai, eu acum pun o întrebare. Aici, și vă televizăm. Care vi se pare că este vârsta potrivită pentru a te căsători? E diferit la fete decât la băieți? Sunt oameni de aur, spune de vârstă, la fete, 13, 14 ani, nu? 15 ani, la vremea aceea. Pentru a nu pica în păcat, în viață dezordonată. Eu acum recomand studenților de la Iași, cu vârsta de 21-22 de ani, la fete, și băieții tot pe aici, 22-23, mai mari, cu un an, 2 ani. Dar nu mă sperie nici dacă fratele meu e mai mare decât fata cu 8 ani sau chiar cu 10 ani. Dacă se împacă bine, dacă este o armonie. Și dacă învăță. Am și cazuri din acestea. O respectă foarte mult, o iubește. Dar cred că chiar dacă este la facultate, vârsta asta 21-22 de ani este foarte... Și 20 poate să fie. 20-22. Cam aici cred că e potrivit. Nu-i bine. Și organismul are ale lui. Să se amâne foarte mult. Și nu ești împlinit. Viața trece. Ce? Dacă te-ai căsătorit și continui să faci în facultatea. Nu e nimic. E foarte bine. Și am văzut că învață mai bine ăștia care sunt căsătoriți decât cei care nu sunt căsătoriți.
fără să exagerez, și mă întreb, nu sunt la medicină. Nu, mă căsătoresc. Trebuie să termin medicina și apoi să dau la rezidențiat. S-au căsătorit. Tu știi, pe Paula, nu? Nu, nu. 3-4. Soțul ei tot la medicină și învață împreună. Și nu mai există peste timp. Făceau o oră dus, o oră întors, veneau, mâncau, mâncau, se întâlneau, se certau. Acum totul e acolo, se ceartă într-un loc, învață într-un loc. Nu trebuie să mai e, nu știu mai pe unde. Și mai mulți la medicină, nu se poate, nu, prea mare. Nu, 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 te ajută. Te ajută. Căsătoria e și un har, putere care vine. Hai, nu mai. Hai să ziceți așa, că să nu am direct. Ce? Și dacă apar și copii, Dumnezeu tânduiește. Mai vine o bunică, mai are grijă unul, mai vine și celălalt și mai mare. Când povestesc acum unii care sunt în vârstă, se spun, vai, am tras greu atunci, uite, am născut-o pe cutărică, fată care are 20 de ani, dar uite, avem cutărică, Dumnezeu tânduiește. Și faptul că sunt greutăți și vine o mătușă, o bunică, asta consolidează și mai mult familia. Nu le fie frică de greutăți. Greutățile aduc și mai multă bucurie. Asta e. Cine e de prână? Nu știu de prână. Hai! Sunt rugat. Da, vă rog. Așa, părinte, am un grup de prieteni care dezbate mai multe subiecte, ne mai rugăm împreună de câte ori avem ocazia. Și am auzit și m-am minunat oarecum, am avut o expresie a feței, cei care mă cunosc știu cam care ar fi, dar nu pot să explic. Am auzit de căsătoria albă. Puteți să îmi dați mai multe detalii și cât e normală e căsătoria albă? Și ce mă-s două cazuri. Două cazuri, amici de părinți de ani. Unul a divorțat. Celălalt are 3 copii acum. Nu, dar nu s-a ținut de albă. Deci, cel care are copii, a stat separat de soție, cred că vreo 3 ani. Dar cu sfatul duhovnicului, dar nu mi s-a părut că merge foarte bine. Era un nervos, se certa, poate ceva nu mergea. Prieten chiar foarte apropiat. Celălalt a stat mai mulți ani, vreo 5 ani, după care a divorțat. Și-au venit, mai ales cel care a divorțat, îmi povestea dispitele pe care le avea cu soția lui. Și eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu, din experiențele astea. Căsătoria albă am putea găsi la Sfântul Ioan de Kronstadt, spre exemplu. El a fost preot, s-a căsătorit, dar au stat, n-au trăit unul cu altul. Au ca frate și soră. Dar dacă citiți cu atenție viața Sfântului Ioan de Kronstadt, în primii 15 ani, să vedeți multă dispute acolo. Ea se ducea și împura pe la protopop și la episcop, erau niște conflicte. Dacă a citit cineva viața Sfântului Ioan de Kronstadt, să vedeți că n-a fost atât de ușor până a ajuns de unde a ajuns. Cu toate că el a fost foarte hotărât și de tânăr, a fost ferm în misiune. Nu sunt de acord. Cunosc familii, am înțeles că și părintele este în gloare, care au trăit împreună câțiva ani de zile. 3 ani, 4 ani, 5 ani. Eu cunosc vreo 3 familii. 2 sunt în vârstă acum. Zice, eu cu moș, ia uite. Cum am făcut asta? După aia, ca frate și soră. Dar vin la biserică frecvent, mă cert cu el, mai fac mâncare, mi-i place, îl pun să facă el. De când se ceartă, așa zis, se ceartă, e ca o râs lângă ei. Ai, măi, Constantin, măi, toată, măi. Adică e o bucurie. Și așa au simțit ei și trupurile lor și sufletele lor să trăiască, să comunice, să se bucure, să-și crească fata care a ajuns medic. Și să nu să depășească faza aceasta, care este o, devine o necesitate, să zicem, la un moment dat te înveți, mai vorbesc și cu, ajunge o obișnuință. În sfârșit, dar sunt mai multe familii care la 30 ceva de ani au ajuns să stea ca cum stă fratele cu sora, să dialogheze, să lucreze împreună. Cunosc doi care sunt artiști, care profesori la liceu de artă și pictează, sculptează. Na, acum, cu sfatul duhovnicului, nu prea sunt, eu n-am întâlnit la mine, în zona mea, să își dorească căsătoria albă
și să n-am întâlnit decât pe cei doi, dar s-a întâmplat acum pe 15 ani. Există și călugăria albă. Am întâlnit un singur călugăr alb în Rusia, metanie albă, fes alb, canvasul alb, totul alb, lama albă, totul este alb, dar lucra la întreprindere, în Moscova. În sensul că el a depus un fel de vot al fecioriei, dar nu a ascultării și al sărăciei. Avea un fel de garsonieră, mergea 8 ore la servici și preocuparea lui era rugăciunea inimii, lectură, dialog, spovedanie. Și în Rusia, mai ales, a fost la un moment dat călugăria albă mai întâlnită. Eu am întâlnit unul, l-am văzut și eu cu ochii mei. Nu. Spune că există niște lucruri despre care vorbește toată lumea, dar nimeni n-a văzut niciodată. Cum ar fi o zeneură. Și mai sunt întrebat, dar nu mi-i zic. Dar eu l-am văzut pe acesta. Bine, mulțumim, Bogdan. Ai postim de nicio întrebare? Ioana. Dar nu, vedeți, e frică. N-am spus la catedrală că am vorbit despre frică. Sunt o fire foarte explozivă și veselă, îndrăzneață. Explozivă, veselă, îndrăzneață. Ceea ce m-a ciocat în căsătorie este taciturn, închis, necomunicativ și adesea trist. El ține la mine. Eu încerc să fiu plictisită de tăcerea lui zilnică. Ce să fac? Nu știu. Am văzut o dată doi tineri, s-au căsătorit, au vreo 6-7 copii acum. Eram cu frate meu, am fost într-un pelerinaj, au stat pe banchetă, în autocar, toată lumea cânta, vorbeau, povesteau. Ei, tot autocarul au stat așa unul în altul și n-au vorbit câteva zile bune, vreo zile nimic. Și mai treceam pe lângă și nu uitam la ei așa. Nu vorbeau nimic. Fratele mi-a zis, ce cu ăștia, mă? Și eu zic, în felul lor. Doamne, nu-i mi-e frică de așa ceva. Nu-i bine, ceva mai bine aici. Nu vorbeau nimic, dar s-au căsătorit după aia. Și au vreo, cred că 7 copii. Locuiesc în Suceava. Fiecare om în felul lui. Ce să-i faci? Că nu mai este un felul. Dacă tu crezi că nu te odihnește, felul acesta de a fi, eu am doi tineri care locuiesc în Finlanda. Aia româncă moldoveancă vorbește într-una. Ăla, cu ieri lungi de 10-8 luni, vorbește și tu mai mult, că îi spovedesc. Ea vorbește într-una și spune că tu nu comunici cu ea. Dar ce să-i zic, zice el. Spune ceva, comunică, mai fă-te, că aveam un călugă la mănăstire și mânca foarte puțin. Zice, este o artă să fii cu toți la masă, și să iei de aici, să te faci, că mănânci de acolo, toată lumea să vadă că tu te miști ca și cum ai mâncat, dar tu să pleci de acolo fără să fii mâncat aproape de mine. E o artă, te faci, că mai miști, mai e de aici o măslină. Și el păstra postul, fiind la masa de obște. Fă și tu, gesticulează, îi spune ce faci, inventează, simte că comunici. Cum e neamul nostru? Tu știi, ești pe stradă, vezi oameni, prin magazin, și la deși nu vorbesc. Așa suntem noi. Erau comunități mici, un sat aici, au nu știu unde, și aș lua o lemne pentru toată iarna. Ei nu se învăța să comunici între ei. Eu, dacă tac o bună de zile, când se întâlnesc, nici nu mai știu să vorbească. Și era noi. Și suferă. Și suferă, să știți că nu e. Adică, caută pe cineva cu care poți să vorbești. Care poți să te cerți. Și te-au făcut și n-ai puțin de certat. Așa de trist. Să zici și să zică, să fie palpitant. Sunt unii la piață, negustori, și au ăștia din spațiul din astea mică. Te duci la el și spui, ce doriți? Aș vrea să iau o cruciuliță aceasta. Cât face? 3 euro. Și tu îi dai 3 euro și iei cruciulița. Și el se enervează. Nu face deloc de dumneavoastră. Veniți, negociați, spuneți că vreau să 2 euro, 2,50. Să facă leacă de șarmeni și și arabii să facem nepoți aici, sunteți 2 euro, 2 euro, n-am cu cine să fac nepoți. Mi-am pus prețul mai mare, ca să am cu cine să... Așa și în familie, o comunicare frumoasă, corectă, câteodată și chiar dacă este, să zicem, exagerată, dar dacă foarte sincer, înseamnă mai mult decât o tăcere. La noi, la Suceava, pe acolo, se zice că tacul e frate cu dracu.
Da, pe frate, pe drag. Ăla care tace, nu se place. Știi? Stă. Și gata, veste. Pare liniștit. Și Părinte Teofil nu spunea. El a... Dragostea din ce e făcută? Din omul cu vorbă multă. Știi? Când iubești, vorbește. Nu poți să ții. Vezi gata tot și povestești. Și tot el zicea, nu? Pe la poarta cui mi-e drag, nu am treabă, dar îmi fac. La poarta cui mi-e urât, am treabă și nu mă duc. Deci când iubești pe cineva, te manifesti, povestești. Cum putem ajuta un prieten anxios, nesigur și deznădăjduit? Rugăciune multă pentru el. Deznădejdea asta e o leapă de boală. Sfântul Maslu. Sfântul Maslu. Eu am văzut pe cineva și am văzut că funcționează. Când s-a ajuns la tristețe foarte mare și mai iau și câte un medicament, am avut pe cineva care m-a îndemnat un duhovnic mare, nu se mai putea odihni. Începea să... Când citea ceva, auzea ce citea. Nu știu ce boală fi asta. Auzea ca și cum ar fi o voce care... Nu era doar și eu psihologom? Schizofrenie. Schizofrenie. Și nu se mai putea odihni. Ascundea de părinți, de colegii de la muncă și până la urmă m-am dus la Părintele Ignate de la Cremoza Numai. În cazul lui se trebuie și o leagă de medicamentație să se poată odihni, că dacă se odihnește, capătă puterea de a se lupta cu boala. Și asta, cumulat cu Sfântul Maslu. De două ori pe săptămână la Sfântul Maslu. Și am făcut așa și s-a făcut bine. Câțiva ani de zile de când n-am mai revenit. Dar la bolile astea, când te faci bine, când ești bine, întărește-te și mai bine în bine. Ați auzit vorba asta? Ascute sabia pe timp de pace ca să fie pregătită pe timp de război. Deci când ești mai bine, atunci roagă-te mai mult, spovedește mai des, împărtășește, întărește-te în bine, ca să nu mai revină boala pe o constituție firavă. Întărește-ți constituția. Dacă fata este intelectuală și iubește cărțile, iar băiatul este mai puțin inteligent, nu știți cât e de inteligent, mai puțin cărturar. Și nu există dialog între ei. Ce se poate face? Da, nu e obligatoriu să te căsătorești, pentru că cu el și el cu ea. Nu e prea bine. Am avut un caz, ea profesoară, el șofer. El judocan și 10 clase, ea o tipă rafinată. Profesor de română, iubea elevii, elegantă, iubea muzica. Ăsta, nervos, șofer și gelos. Prostia, câteodată, se înfrățește cu gelozia, știi? Încep să vezi, ți se pare, încep pe panorama. Și o mai jigneam și a venit, avem un copil de 3 ani, nu mai pot. Nu mai pot să trăiesc cu el. Vreau să vorbesc despre un film, n-am cu cine. Vreau, vin cu o idee de la știri, n-ai cu cine. Am citit o carte, vreau să vorbesc cu cineva, n-am cu cine. M-am săturat, dar pe ce teme că sături cu el? Da. Mi-a plăcut de el, că era simpatic, așa a fost atunci, așa am făcut pastor. Acum, nu mai pot. Nu mai pot, mă jignește. A început să mă jignească și public, și de față cu copil. Spune toate prostiile, nu sunt vinovată cu nimic, nu se poate așa ceva. L-am luat pe el departe, la canon, se dea flori în fiecare săptămână. Și se scoate la plimbare și dacă mai aud că nu știu ce se întâmplă, vină la urmă. După aia am plecat de acolo și nu mai știu cum au evoluat lucrurile, dar e păcat să-și bage coada vrăjmașul, că vrăjmașul profită și de prostia omenească. Și de mai multe și dezbină. Să nasc copiii, numesc că... Să nasc copiii vătămați. Suntem o generație de tineri ușor vătămată. Pentru că foarte mulți părinți au plecat în străinătate și ne lovim și ca preoți, poate și noi suntem așa, tineri fragili. Bogdan mă întreba, nu vi se pare că tinerii sunt prea sensibili, prea irascibili, prea repede cedează, prea repede... se supără prea, nu cumva societatea îi păcălește, că sunt buni, că sunt extraordinari și de fapt nu prea sunt buni de nimic, sau slabi, sau subțiri. Și am vorbit despre el, că am făcut armata, era, făceam un sport, depășirea asta de sine, efortul fizic, totuși își puneam băiat așa supra spiritului. Și acum băieți îi cer toiară și încep să plângă. Studenți, măi, cu tare, și eu sunt învățat să cer, să fiu. Și cu tine, mă, asta am șapărat. Și nu, eu n-am văzut în generația mea băieți să plângă, erau orgolă, demnitate, cum ai plângă? Dacă avea de plâns, plângea în altă parte, dar nu plângea. Se nerva, se plânta, dar nu plângea. Și iese copiii, se nasc copiii slăbuți și datorită faptului că părinții nu... Ei dau mai departe caracteristici
din ei, și dacă ei nu sunt puternici, nu sunt formați, nu se împacă, transmit copiilor anumite slăbiciuni și apucături greșite și așa mai departe. Slăbiciuni. Nu știu, eu m-aș mai ruga o leacă. Eu am observat la Iași că e foarte bun cum sunteți aici, să fiți împreună. Și acolo, fiind împreună, numărul de combinații și de întâlniri este, probabilitatea ca să găsești cel potrivit este mult mai mare. Și atunci, nu-i lăsi izolați. Cum spunea Hitacitelul, la treabă. La noi, la Putna, Starețul, avem pe un frate la muzeu. Intelectual, istesc, tare, dar foarte tăcut. Și cu un aer așa puțin de superioritate. Mă văd cu părinte Stareț, îl pune la masă, la trapez. Mai să nu se supere ăsta, trebuie să iei ușură pe ăștia mai care vin la masă. Lasă-mă de să nu vorbește, scoți cu cleștele vorba din gura lui, nu comunică, nu... Pun la masă, acolo n-am ce să fac. O să intri în contact cu toată lumea, că servește la masă, la cerisară, la nu știu ce mai vrea, că acolo sunt 110 călugări. Poate să alege ceva de, poate să sparge blocajul acesta. Așa și între tine. Să iasă între oameni, să stea între oameni. Vrăjmașul izolează, când vrea să distrugă pe cineva, izolează. Așa începe să stea de vorbă cu gândurile, când are de lucru, de fapt stă de vorbă cu dracii. Deci asta cu intelectualul și cu... Pe de altă parte, în Franța, fiind acum câțiva ani, un băiat avea 10 clase. Fata, master, filozof. Am fost într-un fel de tabără. La final, erau 30 ceva de oameni și se spune fiecare câte un cuvânt. Înainte de a încheia tabăra, care dura pe 5 zile, cu liturghie în fiecare dimineață, băiatul mai ia departe, mai stau de vorbă cu el așa. Ce faci, mă, unde lucrezi? Era de pe aici, de final, dar... Îți așa lucrezi? Este major. Da, oare? Nu știu. Și zice, uite, îmi place de fata asta, dar ea și cu școală, e deșteaptă, tare. Ești bărbat adevărat, la masă, să vorbești despre asta. De față cu toată lumea. Păi, ce simți? Până la urmă, asta e viața. E, într-adevăr, e un tip special. Vin la masă și începe fiecare. Când ajunge la el, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut? Și începe pe ex, m-a uimit și pe mine, ce frumos, nici mai știu să zic, dar ce ți-a plăcut în tabla? Mi-a plăcut ochii și a spus un velin care avea culoarea cerului de la mine de acasă, de România. Dar nu i-am zis nimic, că ea are școală. A zis tot. Acum au un copil de vreo 2 ani. S-au căsătorit și se împacă foarte bine. Că, iar chiar dacă are școală, el e bărbat și un tip cu mare măsură și foarte cu inteligență practică și aduce bani și o respectă foarte mult și e atât de deșteaptă încât să știe să-l respecte, să-l smerească. Chiar dacă ea știe câteva fraze în plus, că l-a învățat pe de rost sau nu știu ce master. Îl apreciază și mă bucur mai comun cu ei. Am fost și la cununia lor, la nuntă lor. Tocmai de acolo am venit până aici, ca să fiu la așa, și la logodna lor. Și mă bucur când dau telefon și îmi spun că totul este bine și slavă Dumnezeu. Deci se poate, și așa, și așa. Asta cu fratele întrebat, care iubește cărțile. Am zis așa. Frumos că iubești cărțile. Și cărțile pot deveni o patimă. Rar astăzi, puțin iubesc cărțile în cărțile. Dar e frumos. Cărțile sunt o evadare frumoasă. Sau... Cum ar trebui să fie un băiat de la teologie? Curat, normal. Aveți acolo spălătoare, vă spălăți pe față. Fiecare își trage păcatul după faptele lui. Sau fiecare își trage păcatul după faptele lui. După canoane, un băiat care devine preot, trebuie să fie bărbat al unei singure femei. Să nu cunoască păcatele, să nu fie trecut el, să fie soțul, să fie fata să descopere pe el ca băiat și băiatul, ca femeie, în familia lor, acolo, între ei, nu să treacă prin multe experiențe și după aia... Dar, au fost cazuri de excepție. Pe exemplu, Sfântul Moise Arab, a fost tâlhar, făceau crime, erau... a fost făcut preot. Dar înainte de a fi făcut preot, deci înainte, după ce a făcut păcate și a venit la mănăstire, s-a botezat, nu fusese botezat și se considera că botezul spală toate păcatele.
Și mai sunt și alte cazuri de excepție pe care le consideră episcopul ca fiind de excepție și îl dă binecuvântarea pentru și dezlegarea pentru cineva care a trăit într-un spațiu în care și-a dat seama că a trăit în înșelare și deodată descoperă ortodoxia, este convertit, este de o bucurie extraordinară și devine un om al bisericii mai mult decât cel care a fost cu minte, dar nu face nimic. Și episcopul hotărăște lucrul acesta. Așa se cade, se duce la episcop. Preotul trimite la episcop pentru dezlegare. Na. Asta e cum ar fi biserică. Și normal că fiecare om își trage păcatele pe mine. Oare sufletele pereche există, părinte? Eu cred că da. Când am student, întrebat unul. Oare era un profesor, preot profesor, părinte istorie, era părinte profesor, oare pentru noi există o singură fată? Sau poate să fie și o altă fată care să-mi fie soție? Sau este una? Și eu spune, una este aceea cu care te căsătorești. Da, dar de unde știu înainte de căsătorie cria aia? Adică să știu pe care să alegi. Sau poți fi cinci și eu poți să alegi din oricare și eu, oricare ar fi, devine o soție bună, trăiesc, am o familie bună cu ea și mă mântuiesc și voi ce ziceți? Am întrebat și eu așa urmă. Fetele spun, poți să fie și un alt băiat. Mai des decât băieți. Așa e? Am întrebat și eu fete băieți și parcă am înțeles că fetele spune, da, să fie un om de treabă. Cum e? Din un singur suflet perechi, eu cred că da. Ăla cu care ne căsătorim, nu? Ăla e sufletul perechi, nu? Nu-i așa? Dar cum te-am o întrebare? Ia spune. Cum te cheamă? Ionela. Ionela. Datorită egoismului lor. Dar m-am adus mai înainte aminte de termenul și mă întorc. Un băiat, știu de la un preot, în caz real, s-a îndrăgostit de o fată. Nu știu, s-a dus să lucreze undeva într-o comunitate, s-a îndrăgostit de o fată undeva la țară. În Grecia. S-a dus să... i-a spus preotul, i-a spus cu tare, îmi place de fata asta. Asta cu ceva ani înainte de revoluție. Și omul respectiv avea două fete, una mai mare și una mai mică. El a venit acolo cu preotul și cu așa să ceară de soție, pe fata mai mică. Și au vorbit, au bătut palma, cum o fi comunicat el, că n-a lăsat de înțeles că e vorba despre cea mai mică. Și până la urmă, ăla, până la urmă și preotul a înțeles și tatăl, că e vorba despre cea mai mare. Și când se va căsători, și-o dat seama că a fost o confuzie. Tatăl a spus, nu, prima dată se căsătorește cea mare, eu fac cea mică, nu. Și a început o leacă de gălăgie, iarăși întâlnire cu preotul ăsta tânăr. Ai chemat pe două fete acolo, el se uita la cea pe care o plăcea el. Și până la urmă zice, bine, mă căsătoresc cu asta mare. Da, altă dată să nu se mai întâmplă ceva. Și dacă se duce cu cea mare, au copii și sunt foarte fericiți. Au o familie foarte frumoasă. Referitor la asta cu deteriorare, eu așa zic, datorită egoismului, ce înseamnă egoismul nostru? Înseamnă că eu nu am disponibilitate pentru jertfă, pentru smerenie, pentru celălalt. Un om care iubește, uită de el. Pentru celălalt, nu? Iubirea lui face ca ei să devină una. Și celălalt uite de el, pentru celălalt. Când tu nu mai uiți de tine și te gândești, spui eu merit, eu cred, eu vreau, eu, apar tensiunile acestea. Celălalt ce de azi renunță, am văzut cazul, rabdă, și la un moment dat zice, nu mai pot. Adică toată noblețea lui se pompează undeva și zice, gata, nu mai, hai,
Nu se poate așa ceva. Și face scandal, răbufnește. Am văzut femei chinuite de bărbați, mujici, care beau, care vorbesc urât, care... Odată am venit o doamnă, nu știu dacă... Nici nu mai știu ce v-am mai povestit când am fost pe aici și ce nu v-am povestit. A venit o doamnă, eram la Sfântul Ioan la clapă, am stat acolo cu 6 ani de zile și a venit o doamnă, dacă v-am spus asta, să nu mai repet. Și-a plătit un pomenic. Și era... murise soțul ei. Cum mă, era de 40 de zile, pentru soțul meu, era așa cumva apăsată. Era ceva, parcă nu era tristeția de la mormânt, era o tristeție mai veche. Și cum a fost viața cu el? Ați avut copii? Da, am avut 9 copii. Și viața cum a fost? A fost. N-a fost prea bun, a fost grea, nu? A fost grea, a fost. Nu, mai de acum n-a, Dumnezeu să-l ierte. A dus-o foarte greu cu el. O bătea, bea, n-avea grijă de copii. Unul, pe la Bosanci, pe acolo, pe unde Suceava, a vândut-o de acasă pentru băutură. Și ultima fază, incredibil, a avut pământul din fața casei, la un alt zuliu, și nu mai avea acces să iasă drum. Și nevasta, cum știu, cu copii, a nebunit cu tot. Mi-a avut pământul din fața casei, nu mai pot să ies la notariat pentru ca să-și cumpere. Eu nu mai am acces de ieșire în drum. Și-o la nuf, că eu am vândut pământul. Pe Răboi, pe la primărie, că trebuie să-ți iese drum de acces, așa se prevede. Și este incredibil. Deci, sunt foarte multe femei care suferă. Dar poate suferința aceasta nu vine întâmplător. Se mântuiește prin suferința asta pentru că s-au grăbit la căsătorie. Să fie măritat. M-am spus că o doamnă, a venit o doamnă, avea soțul, bea foarte mult. Nu o mai scutau la capăt, era în lumea lui. Și a venit și aveau și un copilaș și mi-a spus, părinte, pentru soțul meu, că e bolnav de băutură, nu mă mai recunoaște de bea ce este. Un om bun. Zic, dar de ce crezi că se întâmplă toate acestea? Și s-o uite la mine și zice, părinte, noi suntem din același sat. Eu am ținut foarte mult la el, din liceu țineam. El aproape se logodise cu o altă fată. Tot satul știa că se căsătorește cu fata aceea, o iubea pe ea. Am fost și noi puțin prieteni așa, dar nu, niciodată nu s-a angajat față de mine. Și mama mea, cu o mătușă de mea, s-a dus la o vrăjitoare. Și-a făcut acolo vrăj ca el să nu mai vadă pe nimeni decât numai pe mine și așa mai departe. Și într-adevăr, ne-am căsătorit. Și eu cred că acum se întoarce ceva, s-a întâmplat ceva. Eu așa simt că de acolo e toată suferința pe care o trag. Înțelegeți? Deci, căsătoria nu este obligatorie pentru mântuire. Dacă citim care sunt scopurile căsătoriei, are o carte erotei Calistos Ware. Și despre Sfânta Împărtășoane și despre căsătorie vorbește și spune. Căsătoria, primul scop al căsătoriei, care este? Să se ajute unul pe altul spre mântuire. Al doilea scop, nașterea de prunci. Al treilea scop al căsătoriei și ultimul, să nu trăiască viața dezordonată. Deci, nu este, scopul vieții noastre nu este neapărat să ne căsătorim. Orice preț să mă căsătoresc. Nu contează cu cine, că sufăr mai mult și sunt exemple concrete de viață când spun, mai bine nu mă căsătoream, că este un dezastru. Lasă pe Dumnezeu să pețească pentru tine și să ordoneze lucrurile. Nu forțăm lucrurile. Există persoane care zic că după un timp, în căsătorie apare obișnuința și iubirea dispare în timp și consideră că înțelegerea e cea care ne ține în continuare căsnicia. Este adevărat? Nu știu foarte bine treaba asta. Ai mei, părinții mei, au fost o iubire 3 până la final. Se certau. Câteodată se certau. Maică-mea foarte vulcanică, taină din cer, nu așa. Dar când era bine și pace, în zilele de fiecare zi, era spectacol frumos. El îi spunea, ce faci soarele meu? Tu ești cu casă. Dar ce mă făcea fără tine? Și știa că el exagerează, că spune,